Chiar dacă prin proiectele și lucrările derulate, Păușești Măglaș tinde să devină o localitate modernă, primarul Alexandru Dediu încearcă să păstreze vii tradițiile locului. Reabilitat în urmă cu un an, căminul cultural găzduiește o bibliotecă și un muzeu în care se împletesc armonios tradiția și modernul. Căminul cultural a fost reabilitat în totalitate, a fost terminat în primăvara anului trecut. Aici avem o sală mare de nunți, o sală de spectacole, un muzeu al satului dotat cu obiecte vechi, o bibliotecă modernă, un club al pensionarilor. Trebuie să îndreptăm populația și către cultură și către artă, pentru că din cele mai vechi timpuri am trăit cu acest microb în sânge. Cultura și arta, învățământul, sănătatea sunt pe primul loc pentru populație. De mai bine de 25 de ani, custodele celor peste 14.000 de volume ale bibliotecii Antim Petrescu este un om cu suflet mare, care în această perioadă, când copiii nu au mai trecut pragul bibliotecii, s-a ocupat de recondiționarea cărților mai vechi provenite din donații. Biblioteca a mers înainte, adică activitățile s-au mutat cumva în online. Am derulat proiecte pentru copii, pentru tineri. Eu zic că unul dintre proiectele de succes pe care le-a avut biblioteca în această perioadă a fost proiectul Biblioteca Altfel, proiect prin care am încercat să continui cumva proiectul Ora să știm, proiect pe care l-am derulat cu 102 copii din localitate timp de un an și încă continuăm. Scopul acestui proiect a fost acela de a apropia pe copii de carte și de a încerca să-i facem să înțeleagă anumite noțiuni de știință cu ajutorul lecturii și al experimentelor. Și dacă în zilele noastre biblioteca este conectată la viitor prin internet, muzeul organizat tot în incinta căminului cultural este locul în care tinerii se pot întoarce în trecut și pot afla cum se trăia în locul lor de baștină în urmă cu sute de ani. Amenajarea muzeului a început încă de la începutul acestui an. Ne-am ocupat cu forțe mari pentru a strânge toate piesele, încă mai trebuie piese aduse. Oamenii din sat au fost cât de cât sociabili și ne-au ajutat, ne-au adus piese. Bine, am fost și noi personal împreună cu domnul primar și le-am luat de la dânsii. Piese foarte vechi, icoane, haine, unelte, toate vechi de ani de zile, din 1850 chiar. Căminul cultural din Păușești Măglaș mai găzduiește o sală de festivități și un club pentru pensionari, unde aceștia pot să petreacă timpul într-un mod creativ, respectând măsurile de siguranță.